Începutul lunii august vine cu o serie de schimbări pozitive și experiențe plăcute de neuitat pentru câțiva nativi ai horoscopului. Ce ne-au pregătit astrele aflăm astăzi. Săgetătorii încheie probleme mai vechi de familie. Acești nativi reușesc să se așeze la masa negocierilor cu familia sau alte persoane apropiate tocmai cu scopul de a încheia anumite neînțelegeri care persistă de ani de zile și par a se înrăutăți. Chiar dacă până acum săgetătorii nu au fost mult prea dispuși pentru a dezbate astfel de probleme, acum au decis să facă ordine viață și să o dea la pace cu persoanele dragi din familie. Capricornii Un or negru s-a menținut asupra vieții capricornilor în ultima perioadă este pe punctul să dispară. Pentru acești nativi, lucrurile vor căpăta un cu totul și cu totul al sens, mai ales pe plan financiar și profesional. Sunt șanse foarte mari să bifeze schimbări importante în viața lor, precum schimbarea locului de muncă, a orașului în care locuiesc sau pur și simplu decizi să facă anumite achiziții de care au nevoie. Pești. Luna august le este benefică și peștilor, care pot pot primi plăcuta veste că ei sau persoane apropiate din anturajul lor își vor mări familia. A venit momentul ca acești nativi să se desprindă o perioadă de timp de problemele care deveniseră sufocante în ultima perioadă, iar o astfel de veste nu face decât să le însenineze viața. De asemenea, peștii sunt extrem de determinați în ultima perioadă să bifeze diverse schimbări îndeose pe plan profesional. Cresc șansele de a primi oferta unui parteneria din partea unei persoane cunoscute și așa pot pune bazele unei afaceri înfloritoare. Astrele le recomandă totuși să nu mai acționeze sub impuls și să nu se mai lase purtați de val. Din potrivă, îi îndeamnă să cântărească atent fiecare opțiune pe care o au. Relatează click.ro